Mai să știi că eu sunt bucuros că ai putut să vii în sfârșit să o vezi. Eu sunt mândru că am cumpărat casa asta. Si, claro, certo. Bravissimo, mă bucur că ți-ai cumpărat ceva și ai scăpat de sărăchia aia, că numai sărăchie stăteai la voi aici, la România. La noi, la Italia, spre exemplu, avem 7 case. Tu ai 7 case? Si, certo. Păi sora ta parcă spunea că stai în chirie. Si, certo, stau în chirie, pero am 7 proprietăți și merg foarte des pe acolo. Bravo, adică, wow. Da. Deci, da, asta e curtea. Pero așa picolino pe la mine la Italia. Păi, numai dressing-ul e atâta, adică și e doar de pantofi Gucci, că cel de Versace e mult mai mare. Da, mă, dar na, ajunge, adică ai acolo loc de un grătar, aici un foișor, masă în mijloc, na. Îți faci treaba. Și voi nu aveți parcare subterane aici? Nu. Avem maxim loc de garaj în partea aia. Pero efectiv, acum am rău de înălțime, că eu știu doar să parchez subteranii. Păi da, tu parcă n-aveai permis. Păi da, eu merg cu metrou și aia e doar de desubt. De desubt te-ai descurcat și în Italia. Ce? Nu, nimica. Nu mă înțelegi greșit, pero curtea e făcută greșit. Adică? Soarele astea arde prea tare, adică ești pârliti. Pârlit, adică arde soare? Nu, no, de sărac. Drăguț, da. Hai să vezi și casa. Pe, ce se so? Asta e bucătăria. Ce lume che nu înțelegi? Cred că în italiană se spune cucina. Păi fix o cocină e. Nu mai, adică unde gătești? Voi aici la sărăchie, la România, gătiți, că noi la Italia, spre exemplu, mâncam numai la restaurant. Adică mâncăm în oraș. Tot timpul? Da, adică apartamentul meu este în oraș, adică mâncăm în oraș, da. Dacă vrei să bei o cafea doar în oraș? Dacă avem chef de calzoni, micul dejunii, așa. Noi luăm, avem aparate de ristretto, de cafea, espresso, aparate de panettoni. Știi că și noi avem aparat de cozonac și asta. Soacra mea, doar că se activează de Crăciun și de Paște, doar atât. Da, într-adevăr, la voi soacra e aici. La noi soacra are o calitate mui importantă. Care? E la 2000 de kilometri distanță. Bravo. Deci dacă te uiți acolo în chiuveta, ai să... Chiuveta? Ah, si, clară, la voi cum e evoluția aici? Oh, Dios mio, scurge apă din pereti. Si, voi sunteți bucuroși că nu mai trageți apă din fântâni. Să la rămână. Cu ceva de băut nu vrei să te servesc? Nu, no, că nu mi-e place în băutura românească. Sigur nu vrei nimic, nu știu, poate ceva de mâncare să-ți dau. Aș vrea ceva de mangiare ușor. 4 mici con muștari. De asta e chiar nu. Cum ziceam, e sărăchie aici. Altă întrebare. Când cine vă face curățenie aici, că e jeg? Ce jeg? Că e curat. Vezi, la noi angajăm 3 menajere ca să aibă grijă de o singură cameră. Da, mă, dar nu toată lumea are bani ca voi la Italia. Da, si, si. Alo? Pronto? Și nu e ăla cu care speli vasele? Sau chiuveta? Da, și la România, aici, la sărăchie, si. Be, si, casa 6 și 7 a mai rămas, dar după ce vin eu din vacanță, o să vin să vă fac curati, dar după. Ce s-a întâmplat? Șeful meu. Păi stai mă, tu nu spuneai că ai 7 case? Păi, 7 case! Pero... Acolo făceam curățenie eu. Păi nu ziceai că s-a de tale? Ba da, dar șeful meu mi le-a lăsat, mă ocup eu. Șeful meu care e cumva iubitul meu. Adică el nu știe, dar eu știu. Deci nu sunt ale tale casele alea. Deci tu faci curat în casă, nu sunt ale tale. Tu stai în chirie și nu stai... Si! Păi bun, și nu înțeleg. Dacă tu stai în chirie, de ce te plângi, de ce vezi aici? Că curtea e mică, că pereții strâmbi, că mașina e nu știu cum. Nu înțeleg. Ce te deranjează aici? Care e motivul pentru care nu ești mulțumită de ce ți arăt eu aici? Dintr-un motiv foarte simplu, vezi tu, pentru că la noi la Italia e mult mai bine. Ciu, ciu, ciu.